Baza Cristologiei Biblice pentru Creștinii Unitarieni De fapt, mulți dintre noi nu am fost întotdeauna unitarieni. Este posibil să fi fost crescuți într-o familie trinitară. Când aflăm pentru prima dată că Iahușua nu este ființă supremă, într-adevăr putem ajunge cu ușurință să ne gândim mai puțin la el și așa s-a întâmplat cu mișcările unitariene care au devenit ulterior transcendentalismul și universalismul unitarian. Cu toate acestea, primii unitarieni din America erau toți creștini pasionați, cu deschidere la minte și liberi cu siguranță, dar toți erau profund devotați lui Iașua și Iahua. Fără îndoială această devoție intensă i-a condus către afirmații unitariste, să respingă doctrina Trinității și natura duală a lui Iașua. Bursa a parcurs un drum destul de lung de la iluminismul unitarist. Am învățat lucruri despre Iașua și vremurile sale care erau necunoscute primilor unitarieni și am învățat mult mai multe despre Biblia însăși. Deci cum putem noi creștinii unitarieni să spunem lucruri corecte biblice despre Iașua? În mod clar trebuie să ne întoarcem la ceea ce Biblia spune despre Iașua. Un astfel de studiu este dincolo de scopul acestei lucrări. Pentru vremea respectivă ne vom concentra pur și simplu pe lucrările lui Pavel, ale căror credințe reprezintă bisericile originale din Ierusalim. Pentru Pavel, Iașua nu este Iahua, ci este fiul lui Iahua, imaginea lui Iahua. Ca atare, Iașua ne dezvăluie pe Iahua, dar ne dezvăluie și voința lui Iahua pentru umanitate într-un mod fără precedent. Acestea sunt lucrurile pe care primii pionieri unitarieni le afirmă. Dar numai tangențial au atins un alt aspect extrem de important al cristologiei lui Pavel. Faptul că Iașua realizează pentru Iahua ceea ce numai Iahua are de făcut. Acesta este creuzetul din care a apărut teologia trinitară, dar și aici putem vedea cel mai ușor greșelile făcute de trinitarieni. Căci atunci când studiem ce a făcut Iașua la răstignirea și învierea sa, și când studiem ce face în prezent la dreapta lui Yahua, putem găsi semnificația uimitoare a lui Iașua, sută împreună cu inferioritatea sa clară față de Yahua. Aceasta este ceea ce trebuie să cercetăm acum. În tot Vechiul Testament, Iahua a promis că într-o zi el își va renoi legământul cu Israel, le va ierta păcatele și va birui răul. Dar în tot Pavel și chiar în sinoptici, vedem că toate aceste lucruri au avut loc în Iașua. Iașua a renoit legământul. Moartea și învierea lui Iașua au realizat actul mântuitor al lui Iahua, Iertând păcatele lumii și învingând răul. Cu alte cuvinte, Iașua făcuse ceea ce numai Ahua putea face. Acest fapt mântuitor pe care Iașua l-a îndeplinit pe pământ, dar în prezent se află în cer, la dreapta tatălui. Ce face el acum? Răspunsul este izbitor, uluitor și uimitor. Iașua funcționează în prezent ca Iahua. Multe dintre funcțiile lui Iașua sunt responsabilități pe care Iahua le avea sau trebuia să le aibă. Începem cu Filipen 2 cu 9. Din acest motiv, smerenia lui Iașua prin Iahua, care l-a înălțat foarte mult, și a dat numele care este mai presus de orice nume. Două întrebări principale de cur din acest verset. Ce este numele și ce înseamnă acordarea lui pentru Iașua? În primul rând, numele care este deasupra fiecărui nume ar fi fără îndoială înțeles ca un eufemism pentru numele lui Yahua, adică YHVH adică Iașua a primit propriul nume unic al lui Iahua. Dar în al doilea rând, acest lucru nu înseamnă că Iașua și-a schimbat numele în Iahua, ca atunci când soția mea și-a schimbat numele de familie în al meu. În cultura evreiască antică, când cineva a moștenit un nou nume, aceasta înseamnă că funcția sau statutul său s-au schimbat. Prin urmare, scopul versetului este că Iașua funcționează acum în mod corespunzător cu orice este asociat cu numele Ia Iahveh, el este Iahua funcțional. El funcționează pentru Iahua, fără a fi, desigur, Iahua însuși, deoarece Iahua este doar o singură persoană.